Deci tu crezi că tot ce a zis e o invenție? De ce trebuie să difuzezi interviul dacă nu ești sigură că lucrurile alea nu sunt minciuni? Ai auzit despre termenul de etică a interviului? Tai bucățile alea de nedovedit care pot să aducă foarte mult rău oamenilor. L-am lovit ceasul l-am lovit abia cadranul spart a doua zi dimineața, nu mai funcționa. Din ce an e Splendoare în iarbă? Eu l-am văzut cu Adrian. Pe urmă n-am mai putut să văd filmul ăla niciodată. Îmi făcea rău, ori de câte ori îl dădeam, evitam să-l văd. Așa ceva nu se poate, nu poți să iubești doi oameni la fel. Pe cine iubiți mai mult?